Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Discutăm în această seară despre situația incertă din USL. Le spunem așadar bună seara invitațiilor noștri în studio. Mai întâi reprezentantul PSD Gorj, domnul Mihai Gherghe. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit. Și de asemenea reprezentantul PNL, domnul Marcel Romanescu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am regăsit. Declarații destul de duale chiar la dumneavoastră în partid au fost date în urmă cu scurt timp de către liderii dumneavoastră la nivel central. Pe de o parte, Crin Antonescu declara, citesc, că apelul lui Ponta este doar de efect teatral. Pe de altă parte, Călin Popescu Tăriceanu spunea că totuși ar fi bine să ne mai gândim. Ce să vă spun personal în momentul de față, dacă m-aș gândi la proiectele pe care le-am inițiat împreună cu Partidul Social Democrat, mi-aș dori ca USL-ul să continue. Dar în condițiile în care lucrurile acestea nu aduc prăbușirea PNL-ului și a lui Crin Antonescu și în condițiile în care Partidul Social Democrat în totalitate poate să accepte doleanțele Partidului Național Liberal și în primul rând candidatura domnului Antonescu la alegerile prezidențiale, așa cum a fost stabilită în protocolul inițial. Nu știu ce se va întâmpla, eu v-am spus, eu personal îmi doresc ca după ședința de la Partidul Național Liberal din această seară, lucrurile să o ia pe făgașul normal. Făgașul normal la mine ar fi rămânerea alături de Partidul Social Democrat. Domnule Gherghe, din punctul Partidului Social Democrat, cu cât s-ar schimba lucrurile la nivel local, ieșirea de la guvernare a partenerilor dumneavoastră actual din USL Liberalii? Aș vrea și eu să încep prin a spune ce a declarat domnul Mircea Enescu Chintus, spunând că e păcat să se sacrifice o guvernare doar de dragul unei candidaturi. A declarat chiar zilele trecute acest lucru și din păcate se pare că această criză mai continuă. Eu mi-aș dori, așa cum și domnul Romanescu a spus, mi-aș dori ca această criză să ia sfârșit. Sper ca USL-ul să continue, pentru că noi am început un proiect foarte frumos și din punct de vedere economic și politic. Și ăsta ar fi cel mai important lucru, ca noi să revenim și să ne ocupăm de ceea ce ne-am propus, de economie și de Traian Băsescu, care este, nu a fost țelul pentru care această uniune s-a înființat în 2011. La nivel local, nu știu ce să vă zic, nu cred că vor putea avea loc schimbări majore, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Chiar și premierul României a declarat ieri că nu se vor face schimbări nici în guvern, nici eșalonele 2 și 3. Nu vor fi acele epurări cum place la telespectator. Nu cred în aceste variante. Nu înțeleg de la dumneavoastră. Adică în cazul în care liberalii decid că nu mai merg alături de dumneavoastră și intră în opoziție, îi veți lăsa în continuare pe aceleași funcții? Adică vor face opoziție alături de... A fost declarația președintului PSD și a premierului țării. Nu se vor face schimbări politice nici în eșalonele 2 și 3 ale guvernului. Vom vedea și noi deciziile care se vor lua în următoarele zile. Deocamdată noi suntem în continuare la guvernare cu PNL. Vedem și noi, așteptăm și noi deciziile din această seară ale Partidului Național Liberal. Vedem. Eu, din punctul meu de vedere, și am spus-o, nimeni din PSD, și am văzut de fiecare dată, nu a respins propunerea domnului Iohannis. Întotdeauna am spus, domnule, îl vom nominaliza, chiar și premierul țării a spus, îl va nominaliza și îl va desemna și va trimite actele la Cotroceni cu domnul Iohannis, ministrul de interne. Care a fost problema și mie, din punctul meu de vedere, nu mi s-a părut normală, vicepremier pe probleme economice și ministru de interne. Aici a fost, cred, problema care s-a pus. Cerința care, din punctul meu de vedere, nu este una normală. Un ministru de interne se ocupă de problemele economice. Mai departe, toată lumea știe ce s-a întâmplat. Da, ce credeți, această criză se va mai prelungi sau vor lua colegii dumneavoastră încă? Încă. O decizie radicală în această seară și atunci... Balanța, din ce am văzut și eu în urma declarațiilor făcute de colegii noștri de la PNL, balanța înclină spre ieșirea dânșilor de la guvernare. Acum, normal, declarațiile dânșilor sunt că noi vrem să-i dăm de la guvernare afară. Până acum, poziția și a președintului PSD a fost că vrem să continuăm împreună cu PNL, îi așteptăm alături de noi. Normal, acesta este un joc politic, dar din păcate adâncește criza economică în care ne aflăm la ora actuală. E normal, pentru că orice criză politică generează și o criză economică. Da, vi s-a
trasat ceva de la centru? Vi s-au dat ceva dispoziții pe linie de partid? Nu. Să nu faceți public anumite... Nu, nu, nu. Deci până acum eu ca și secretarul organizației municipale nu am primit niciun fel de astfel de directive și nu știu nici de la colegii mei să fi primit astfel de directive. Deci nu am astfel de informații. Domnule Romanescu, poziția și îndemnul la calm al domnului Ponta mie îmi ridică puține semnele de întrebare, mai ales că ieri am văzut publicat în Monitor Oficial acea decizie a premierului de demitere a 3 secretari de stat. Unul acceptat de către Partidul Național Liberal și aici ne referim la secretarul de stat la Ministerul Educației, doamna Duminică, pentru că era deja cu un plagiat dă în față și nu mai putea, nu, Partidul Național Liberal nu putea să susțină o astfel de variantă. I-a și adresat domnul Clin Antonescu, domnului Ponta, solicitarea de a face demersurile necesare pentru a putea să o destituie din acea funcție de secretar de stat, însă au mai fost doi reprezentanți tot ai Partidului Național Liberal și eu cel puțin, eu ca persoană, nici astăzi nu m-am edificat de ce cei doi secretari de stat, unul de la Justiție și șeful de la Protecția Consumatorului, trebuiau schimbați. În condițiile în care, din ceea ce discutăm și din ceea ce știm, USL-ul, chiar și în acest moment, până la o decizie viitoare, ar trebui să funcționeze, pentru că încă nu suntem nici teoretic, nici practic în bășci diferite. Pe de altă parte, această declarație de liniște pentru membrii Partidului Național Liberal nu e chiar o liniște totală. Eu sunt convins că Partidul Social Democrat și e un act de normalitate. În momentul în care va avea puterea totală în Guvernul României, va face schimbările, cel puțin la eșaloanele 1 și 2. Aici nu știu cât de mult se va coborî în teritoriu, dar la nivel de secretar de stat, la nivel de directori și de agenții, e o chestie de normalitate. Nici n-aș putea să-l acuz pe Victor Ponta că în momentul în care rămâne ca prim-ministru cu un guvern USD plus UDMR plus nu știu ce, să nu-și facă modificările respective. Iar miniștrii liberali, secretarii de stat și directorii de agenții propuși de către Partidul Național Liberal, în condițiile în care au coloană vertebrală, în momentul în care Partidul Național Liberal iese de la guvernare printr-o decizie politică, trebuie să vină cu demisiile pe masă. Eu așa o văd în acest moment. Adică nu trebuie o parte din Partidul Național Liberal să rămână la guvernare, o altă parte să părăsească guvernul Ponta. Ori toți în afară, ori toți alături de Partidul Social Democrat în cadrul guvernului Ponta. Eu v-am spus, sper în înțelepciunea colegilor mei și cred că până la urmă s-ar putea găsi soluții ca USL-ul să poată funcționa în continuare. Nu știu altceva ce să vă spun, pentru că eu am spus un lucru. Sper ca nu toate organizațiile din țară să meargă așa cum merge organizația de la Gorj. Pentru că dacă toate organizațiile funcționează așa cum funcționează USL-ul la nivelul județului Gorj, decizia de astăzi va fi cu unanimitate. Dar eu am sperat întotdeauna... Domnule Romanescu, USL la Gorj a fost, cel puțin la nivelul județului Gorj, USL a fost un USL total, dacă vă amintiți, printre la alegerile locale. Județe din țară în care această uniune a funcționat perfect. Corect. La alegerile locale. După alegerile parlamentare, din ceea ce știu eu, cel puțin reprezentanții celor trei formațiuni la nivelul, sau patru formațiuni la nivelul județului Gorj, nu s-au mai întâlnit niciodată la aceeași masă. Poate USD-ul, actualul USD, reprezentanții USD-ului s-au mai întâlnit, dar eu nu știu ca reprezentanții Partidului Național Liberal să fi fost vreodată la vreo masă la nivelul județului Gorj pentru discuțiile normale care se poartă în cadrul unei alianțe. Păi, cine a împiedicat această... Eu n-am spus că e problema PSD-ului, problema PNL-ului sau APC-ului. Dar v-am spus că USL-ul nu a funcționat. Asta e o remarcă pe care o fac. Nu încerc să arunc pisica în curtea aliatului. Nu. Da. Asta e constatarea pe care o fac și eu și care o fac toți. Problemă de conjunctură. Și asta, așa cum bine a sesizat-o și dumneavoastră presa, că într-adevăr în timpul anului 2013 nu a avut loc întâlniri la nivelul USL în județul Gorj. Dar aș vrea să-l asigur pe domnul Romanescu că alianța USD, care s-a înființat doar de 14 zile, de 2 săptămâni, nu am avut întâlniri la nivelul județului, deci nu au fost nici la nivelul USD astfel de discuții, pentru că suntem o alianță la început,
Dar săptămâna trecută s-a semnat acest protocol la nivelul județului și atunci nu avea când să facem astfel de discuții. USD la nivelul județului Gorj-Nuegheric este pregătit să pună alte persoane, să înlocuiască reprezentanții PNL Gorj, în cazul în care, iată, dumneavoastră, vorbesc deja despre o demisie de onoare. Vom vedea la momentul respectiv deciziile care se vor lua și, normal, PSD-ul, ca cel mai mare partid politic din România, cred că are resursa umană necesară pentru a substitui persoanele de la PNL. Încă o dată, eu aștept și eu în continuare aceste decizii care se vor lua. Chiar în această seară este delegația permanentă la București a Partidului Național Liberal și se discută acest lucru. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce credeți că nu a mai reușit să existe o comunicare între dumneavoastră și liberali? Anul trecut, chiar domnul Bogdan Teodorescu, la una dintre emisiuni, la un post național, explica la un moment dat, după una dintre tensiunile care au existat în cadrul USL, marea problemă va fi orgoliul dintre cei doi președinți. A spus-o, domne, USL se va rupe atunci când va fi orgoliul mult prea mare decât interesul pentru care s-a întâlnit această alianță. Și la nivel local, ce s-a întâmplat? La nivel local, liberalii au declarat de nenumărate ori că nu ați respectat acel acord scris. Dumneavoastră spuneați că de fapt ați făcut un verbal. Eu știu că s-a respectat acest acord scris și... De aici această tensiune? Deci la nivelul județului eu știu că s-a respectat acest acord. Acum, dacă nu s-a respectat, președintele PNL Gorj trebuia să spună și de fiecare dată a spus da, ne vom întâlni, dar nu s-a mai realizat această întâlnire. Eu cred că este menirea președinților să se întâlnească și să discute și să spună aceste lucruri. Asta este. Eu, din ceea ce știu eu personal, știu că s-a respectat acest protocol. Dacă nu, atunci conducerea PNL Gorj ar fi trebuit să spună ceea ce nu s-a respectat. Nu. Protocolul la Gorj nu a fost respectat cel puțin 50%, pentru că dacă discutăm câteva dintre punctele stabilite printr-un protocol scris. Eu l-am văzut în cadrul Partidului Național Liberal, acel protocol semnat de către președintele PSD-ului, al PNL-ului, PC-ului și UNPR-ului. Din ceea ce știu eu, cred că erau doar 3 semnături. Domnul Borcan, domnul Cărciumaru și domnul Dian Popescu. 6 din pozițiile din acel protocol care reveneau cumva pentru propunerea Partidului Național Liberal nu au fost nici în momentul de față rezolvate. Și aici mă refer la drumurile naționale care au în momentul de față pe domnul Tudor, director, venit pe... Nu cred că mai poate cineva contesta faptul că domnul Tudor nu este din partea PSD-ului. Vorbind de garda de mediu, unde la fel noi am avut o susținere pentru domnul Muja, nu s-a realizat acest lucru pentru că Partidul Social Democrat și-a trimis un contracandidat ulterior, a câștigat altcineva acolo. Și încă 4 poziții, nu are rost să le mai discutăm, dar cel puțin în ceea ce se prevede, mai mult decât atât, știți foarte bine că la prima negociere, inclusiv garda financiară, care ulterior s-a transformat într-o altă structură, a avut ca propunere inițială o susținere pentru Partidul Național Liberal. Și știți foarte bine că Partidul Național Liberal nu a susținut un membru acolo, l-a susținut pe domnul Capotă, care așa a ajuns comisar șef la garda financiară, în momentul în care s-a făcut schimbarea, nu mai bine că pe tot ce înseamnă garda actualul ANAF a venit o altă persoană propusă de către primul ministru și am pierdut și garda financiară. Deci mai sunt foarte puține poziții în acest moment în care Partidul Național Liberal mai are oameni pe care i-a susținut. La prefectură se știe foarte bine acea înțelegere, am rămas doar cu subprefect. În cadrul primăriei nu mai avem nici măcar viceprimar. Asta este situația. Dacă v-ați înțeles, atunci ce mai reclamați? Cum ne-am înțeles? În cadrul primăriei. Vorbind de instituțiile de concentrare, de tot ce v-am spus acum, n-a fost niciun fel de înțelegere. Exact cum se întâmplă cu Iohannis, dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani de zile, PNL-ul a venit pentru funcția de prefect cu o propunere. Octavian Lupulescu era propunerea Partidului Național Liberal. Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Tavi Lupulescu a fost respins pentru acea funcție de prefect, deși, din punctul meu de vedere, nu era o propunere foarte, foarte proastă. Dar asta este viața. Până la urmă, eu știu că în 2012, după alegerile locale, PNL-ul a avut viceprimar la nivelul municipiului Târgu Jiu, care a renunțat până la urmă. Nu știu nici eu motivele pentru care a renunțat și știm foarte bine
care au fost apoi, care a fost situația și de ce s-a ajuns la un al doilea viceprimar din partea PSD. Deci, eu știu că aici s-a respectat protocolul. Probabil s-a primit altceva. Asta a fost întotdeauna o discuție. Știm foarte bine când s-a încheiat alianța USL la nivel național și s-a discutat de formarea guvernului. Se știa premierul din partea PSD și la început a fost discuția doar cu un vicepremier care să fie al PSD-ului și apoi tot în urma unor discuții și negocieri s-a ajuns la un consens și atunci s-a mai dat încă un post de vicepremier. La început de drum așa s-a plecat cu un singur post de vicepremier. Au fost discuții și s-au găsit soluții. Nu cred că nu s-au găsit soluții în cazul în care s-a respins propunerea PNL la nivelul județului Gorj, nu cred că nu s-au găsit soluții pentru a contrabalansa acest lucru. Deci, înțeleg de la dumneavoastră că chiar dacă nu li s-a oferit liberalilor ceea ce au solicitat, dumneavoastră ați venit întotdeauna cu o altă ofertă către dumnealor pe care iar nu au acceptat-o. Și atunci tot timpul dumnealor sunt cei care reclamă. Vedeți dumneavoastră, într-o alianță niciodată nu este nu se ajunge la un sau nu este înțelegere 100%. Dar important este să găsească o cale de mijloc, o cale de rezolvare și de găsirea soluțiilor tocmai pentru a nu adânci această criză. Eu ce să vă zic, mai mult chiar vă spun sincer, nu mă așteptam la această criză, pentru că întotdeauna am spus că suntem alături de liberali și vrem să continuăm chiar și în emisiunea dumneavoastră și la alte posturi și de TV și de radio, am spus că îmi doresc să continuăm împreună cu PNL proiectul politic pe care l-am început, pentru că lumea ne-a votat în 2012 și ne-a dat acest vot tocmai pentru a continua lupta cu Traian Băsescu. Și acest lucru... Are vreun rol din punctul dumneavoastră de vedere, președintele Traian Băsescu? Da. Da. Deci este părerea mea, președintele țării în continuare joacă un rol foarte important în această criză politică și să nu uităm traseul dânsului și rolul dânsului în toate crizele politice atunci când a fost la conducere. Îl vedeți susținându-l pe Crin Antonescu? Este, nu, la ora actuală Traian Băsescu nu cred că susține pe nimeni. Traian Băsescu doar face un joc murdar din punctul meu de vedere. Îl avantajează ruperea USL? Da, bineînțeles. Pentru a distruge acest USL. A fost singura forță politică mare care s-a unit și a venit împotriva dânsului. Chiar a spus-o în 2012, primul guvern care este împotriva mea. Este declarația președintelui țării. Să nu uităm crizele politice atunci când era ministru în guvernarea CDR, cele două crize politice. După aceea, din 2004, de când a devenit, să zicem, dirijorul acestor crize politice, nu uităm de criza politică din 2007, în care, de asemenea, a scos PD-ul de la guvernare și știm foarte bine că în 2007 PNL-ul a rămas la guvernare cu susținerea în Parlament din partea PSD-ului. Nu cred că este un lucru absurd ceea ce spun acum, toată lumea știe acest lucru. Deci... Au continuat crizele, știm foarte bine, și apoi crizele politice care au fost și în 2008, și în 2009, și 2010, numai crize politice, și crize economice, și crize sociale. Deci Traian Băsescu are un rol foarte important. Chiar dacă aparent în 2012, nu mai are Parlamentul, nu mai are guvernul de partea lui, dar să nu uităm că are, și ăsta este un lucru recunoscut, are serviciile de partea lui, are DNA-ul, are parchetul. Are în alta curte, are curtea constituțională de partea lui și atunci ăsta, sunt niște unelte pe care le folosește foarte bine. Erau singurele care i-au rămas de partea lui din 2012 și cu care putea să facă acest joc pentru a distruge USL-ul. Din punctul nostru de vedere, un viitor guvern USD este unul legitim, că s-a clamat acest lucru din partea liberalilor. Da, nu ar fi legitim. Dacă este o speță asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în 2007 și să ne aducem aminte că în 2007 domnul Tăricean nu a trebuit să-și dea demisia pentru că nu era un guvern legitim. Premierul țării va merge probabil în Parlament, din câte a spus chiar și aseară, ieri la conferință, a spus că până pe data de 8 martie este interimatul la Ministerul de Interne, după care noi trebuie să nominalizăm o persoană, nu mai merge interimat. Deci până pe data de 8 martie, premierul României trebuie să aibă un guvern legitim cu care trebuie să meargă în Parlament. Acolo Parlamentul este cel care va da votul unui guvern. Cum am auzit variante,
în decembrie, când va fi un nou președinte, va demite pe domnul Ponta dacă dânsul va fi în continuare premier. Eu știu că nu are atribuțiunea președinte în România, nu are aceste atribuțiuni de a demite un premier. Cei care pot să facă acest lucru de a demite un guvern este Parlamentul. Acolo este puterea decizională. Domnule Romanescu, scrisoarea de intenție convenită cu Fondul Monetar Internațional la ultima misiune din ianuarie-februarie nu a fost aprobată în ședința de guvern de săptămâna trecută, ca urmare a faptului că nu există un ministru titular la finanțe. Portofoliu care vă revine dumneavoastră, liberalilor. Deci această criză prelungită, această criză politică prelungită ar avea și ceva efecte. S-ar putea să le resimțim peste ceva timp în buzunare. Efectele acestei crize, dacă criza nu ajunge la sfârșit astăzi seară, se vor resimți mult mai adânc în perioada următoare și asta nu datorită Partidului Național Liberal, pentru că ascultam pe colegul meu și îmi puneam probleme în privința Curții Constituționale, că este controlată în continuare de Traian Băsescu, știind că majoritatea s-a realizat pe partea USL-ului odată, sau cel puțin cu propunerile, cu ultima propunere a lui domnul Toni Greblă, a fostului senator de Gorj, și știu că USL-ul avea o majoritate de data aceasta la Curtea Constituțională. Asta și nu a fost văd. După de la sfârșitul 2013, da, până în 2013. Păi nu, vorbeați și acum de Curtea Constituțională pe care s-o deține Băsescu. L-a folosit pentru a genera aceste crize întotdeauna. Bun, și pe partea cealaltă știu că a existat un acord între domnul Victor Ponta, domnul prim-ministru și Traian Băsescu atunci când au fost numiți șefii de la parchete, șeful de la DNA, șeful de la procurorul general. Deci, mai mult decât atât, știu că Partidul Național Liberal a renunțat la funcția de ministru al justiției, a renunțat, impropriu spus, a mers și ia Casa Națională de Sănătate, tocmai ca premierul Victor Ponta să aibă pe justiție toate armele necesare ca să se poată lupta cu Traian Băsescu. Eu realizez un mare lucru, că deși au trecut 10 ani de luptă și a PNL-ului și a PSD-ului cu Traian Băsescu, prin ceea ce se întâmplă în acest moment, cred că niciunul dintre cei doi lideri nu și-a dat seama cu adevărat ce înseamnă Traian Băsescu. Traian Băsescu este diabolic și mai ales pe situații de criză, Traian Băsescu se pliază extraordinar de bine. Cu majoritate de 70 și ceva la sută, așa cum a avut USL-ul, până în decembrie, sau cel puțin după decembrie, Traian Băsescu nu trebuia să mai scoată nici măcar, un cuvânt după ce USL-ul putea să câștige și funcția de președinte și, și să aibă calitatea de prim-ministru. Dar, prin ceea ce se întâmplă astăzi, eu cred că Traian Băsescu va intra în joc, el și formațiunile politice pe care le coordonează. Pentru că și Mișcarea Populară și Forța Civică, cred că după europarlamentare și PD, vor face ceea ce va spune Traian Băsescu. Și e o mare problemă pentru cele două formațiuni din cadrul USL-ului. Indiferent unde Traian Băsescu se va hotărâ să meargă, spre stânga sau spre dreapta, cu voturile pe care le are la dispoziție, una dintre cele două formațiuni va avea de suferit după alegerile prezidențiale. Bun, și atunci? Și atunci eu militez, că de-aia am și plecat pe ideea asta, militez pentru găsirea unei soluții și dacă eram în locul lui Victor Ponta, chiar l-am urmărit astăzi pe Cristian Tudor Popescu și mi-a plăcut un lucru pe care l-a spus. Dacă Victor Ponta vrea să dea șah și mat Partidului Național Liberal, astăzi sau mâine convoca Parlamentul României, dădea cele patru funcții de ministru sau numea pe cei patru miniștri în cabinetul Victor Ponta și oferea lui Klaus Iohannis funcția de vice prim-ministru pentru partea de interne. Pentru că Iohannis a spus un singur lucru. Dom'le, eu vin din primărie, sunt un om de administrație, eu nu sunt un om al cifrelor, nu sunt contabil. Nu pot să mă duc vicepremier pe partea economică în condițiile în care eu nu stăpânesc acest domeniu. E de apreciat Iohannis că a venit și a explicat sincer, a spus, dom'le, nu pot. Eu nu pot să mă duc pe partea economică acolo unde a fost Chițuiu. E adevărat, Partidul Național Liberal a avut o funcție de vicepremier pe partea economică când l-avea pe Chițuiu, care era economist la bază. Dar când aduci un om care s-a ocupat, dânsul este profesor la bază și un om care lucrează de cel puțin 12 ani în administrația publică, ca și primar al Sibiului.
nu putea să se descurce, nu oricine se poate băga în cifrele de pe partea economică, de la Ministerul de Finanțe. Corect, nimeni nu a zis că nu era un profesionist Klaus Iohannis, dar nu se putea face această nominalizare știind că deja guvernul avea în funcție un vicepremier pe probleme de administrație internă, pe probleme de securitate. Este domnul Oprea. Aici a fost problema. Cred că dacă era propunerea ca vicepremier pe probleme economice și ministrul de finanțe, nu era niciun fel de problemă. S-au rămânat doar ministrul de interne, iar ministrul de finanțe, care era nominalizat de PNL, prelua și atribuțiunile domnului Chițoiu, nu era niciun fel de problemă. Aici este problema. Bun, nimeni nu a contestat calitățile domnului Iohannis, nimeni nu l-a contestat pe domnul Iohannis. Ba, am auzit chiar spunea cineva, domne, PSD-ului este frică de domnul Iohannis că va veni ministrul de interne și noi nu vom putea număra voturile la următoarele alegeri. O teorie falsă care aruncă și denigrează partenerii de guvernare. Ne denigrează și pe noi și cred că și credibilitatea noastră. Nu este un lucru normal și nu mi se pare normal. Adică și până la urmă asta arată și puțină frică. Să fie frică PSD-ului de numărătoare, nu mi se pare o soluție normală. De asemenea, știm foarte bine că atunci când au fost nominalizările... Foarte, foarte scurt, da. Mai sunt 20 de secunde, vă rog. Când au fost nominalizările la DNA, la Parchetul General, toate nominalizările și toate discuțiile le-au avut premierul țării cu domnul Crin Antonescu chiar acasă la domnul Ponta, după care domnul Antonescu a plecat la o emisiune și știm foarte bine că vom reveni cu siguranță la acest subiect, criza politică, vom vedea dacă va continua sau nu. Și în zilele următoare vă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul nostru în această seară și noastră vă mulțumesc pe mâine. La revedere!